vorbim despre secetă, pentru că este alertă națională de secetă, după zile întregi fără ploaie și cu temperaturi foarte ridicate. Agricultorii sunt disperați, tot ce au semănat este acum prăjolit, multe râuri au secat, iar unele localități primesc deja apă cu porția timp de câteva ore pe zi. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani și în total, în 3 sferturi din țară, pământul este uscat. Meteorologii avertizează că România va fi lovită de un nou val de căldură la mijlocul acestei luni, căldură care va accentua și mai mult seceta. Mașini de pompieri, să vedem dacă aici veneau. Suntem în județul Vrancea. Trebuie să vedem să stăm de vorbă cu băieții aceștia. Ce se întâmplă aici? Am luat foc, pădure. Sunt mai multe echipaje de pompieri de la ISU Vrancea și ISU Buzău care se luptă cu flăcările în acest moment. Se acționează doar cu aceste lopezi pentru că nu există apă în zonă. Păi aici vă luptați cu morile de vânt, practic. Ăsta o sardă. Râurile Putna și Șușița din Vrancea s-au transformat în deșert din cauza secetei cumplite. Imaginile sunt de-a dreptul apocaliptice. Nu a mai plouat de 3 luni, 4 luni de zile. Totul e compromis, 100%. În comuna Vânător, de exemplu, nu a mai plouat din primăvară. Oamenii de aici nu au mai trăit o așa secetă de 30 de ani. Sătenii care se ocupă cu legumicultura, cu agricultura, au reușit doar prin ceea ce i-au furat. În județul Vrancea, deficitul de apă în sol este de aproape 600 de litri pe metru pătrat. Singura soluție în astfel de vremuri ar fi fost canalul Siret-Bărăgan, investiție începută și abandonată de mai mulți ani. 115 localități din 7 județe sunt afectate de uscăciune. Din cauza secetei, lacul de la Moftinu Mic a secat. Așa arată acum lacul de la Moftinul Mic din județul Satu Mare. Practic, dacă privim în zare, lacul a dispărut din cauza temperaturilor ridicate. Agricultorii din Bacău sunt și ei deja resemnați. Tot ce au semănat în primăvară au pierdut. Doar o ploaie imediată poate să mai salveze, dar în niște condiții de producții foarte reduse. Tot din cauza temperaturilor care bat record după record, o pădure a luat foc în județul Buzău.